Ronaldinho este cel mai spectaculos jucător din toate timpurile, iar brazilianul a primit cel mai tare card posibil din Ultimate Team și în același timp cel mai scump SBC. Iar astăzi vom construi o echipă în jurul lui și pentru fiecare skill reușit de Ronaldinho vom putea adăuga în echipă un jucător de 5 stele skill move. Însă dacă nu reușim asta, vom introduce în echipă un jucător cu o stea la skill move. La final vom juca un meci de FIFA unde avem un challenge nebun pentru un 84-30. Vom discuta despre asta puțin mai târziu. Dar înainte să continuăm, haideți să facem și noi 1000 de like-uri la acest clip. Miau. Cam așa arată echipa Ronaldinho înconjurat de brazilieni adevărat de bronz, of course. Și ca să fie spectacol și pe bancă, o să-l folosim pe Gică Hagi ca antrenor. Dacă talent, orice ne-a demonstrat tuturor. O să avem 10 skill-uri de completat cu Ronaldinho. Apropo, foarte important, avem doar 3 încercări pentru a completa un challenge. Începem cu Borol. Primul match cu Love and Joel la Belgique du Soleil. Ia să vedem ce echipă are. Ter Stegen, Lacroix. Echipă slăbuță. Hai să vedem acum pe Ronaldinho. Ronaldinho, Borol, foarte bine suce asta în fake. Și șut și golaso! Prima încercare cu Ronaldinho. Borol, easy peasy, lemon squeezy. Apropo, după fiecare challenge completat, dăm victoria adversarului. Îi spunem adio lui Lucas Paet. Și în poartă o să avem un portar cu 5 stele skill move și anume Tapsoba Shape Premium. Miau. Al doilea skill challenge este Hill to Hill. Ia să vedem Kirkley City, să vedem ce echipă are acest adversar. L-are pe Walker în poartă. Alaba, Zidane, o să fie greuț. O pasă bună aici pentru Ronaldinho. Continuă pe contraatac, spațiu foarte mare. Să vedem acum un Hill to Hill prea de vreme și prinde portarul. Ia să vedem pe Schienz aici, pasă pentru Ronaldinho. Hill to Hill deposedat, nu se poate. Mai avem o singură încercare în acest match. Schienz din nou pentru Ronaldinho. Ne întoarcem foarte bine cu Dinho aici. Dinho, Hill to Hill, șut și golaso! Ultima încercare la Ronaldinho. Hill to Hill challenge completed. Clar avem nevoie de un upgrade la mijlocul terenului, așa că Baltazar va ieși din echipă și va fi înlocuit de Milinkovic Savic, Shapeshifter Edition, cel mai OP mijlocaș din FIFA 23. Aoleu. Continuăm cu celebra ruletă. După United vine și Liverpool ca adversar. Să vedem ce echipă are. Casillas, Gertruida Blanc, Lampard, Gerrard, de Eusebio Bruni. În afară de atac, echipa slăbuță. Oh, ce bună pasă asta pentru Ronaldinho. Minutul 2, să vedem Ronaldinho. Ronaldinho, ruletă, foarte bine trage Ronaldinho, scoate Casillas. Sem Fernandez pentru Dinho, ne iese ruleta, șut și scoate Casillas. Doamne, ce șut era ăsta, o singură încercare mai avem. Milinkovic Savic pentru Dinho, Dinho intră în careu, Dinho, Dinho, ruletă, Dinho, iese Casillas greșit și golaso! Da, mă, da! Și challenge completed la mustață din nou. Următorul jucător de 5 stele skill move care va intra în echipă va fi pe poziția de fundaș stânga, deci îi spunem adio lui Jean Carlos și bine ai venit lui Roberto Carlos, care are un SBC Cover Star Icon absolut senzațional. Miau! Al patrulea skill este Borol Hill to Hill, Pro Beast FC. Și începem cu Alisson. Doamne, doamne, Zidane acolo 99, Del Piero, Rashford, echipă forță rău. Pasă foarte bună pentru Ronaldinho. Să vedem, l-avem pe Roberto Carlos. Trecem peste el foarte bine, Ronaldinho intră în careu. Ronaldinho, Borol, Hill to Hill și reține Alisson. Prima încercare eșuată. Spațiu liber în flacul stâng, urcă Roberto Carlos. Roberto Carlos, Borol acolo, scoatem din joc pe un fundaș. Să vedem Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Golaso Ronaldinho, Borol, Hill to Hill complete din două încercări. Următorul jucător de 5 stele skin-ul va fi introdus pe poziția de left winger, așa că Leo Schienza va părăsi echipa și va fi înlocuit de Neymar Team of the Season Moments. Asta fiindcă nu a prins pe Neymar de 99 footies din 7000 de pachete. Suntem la jumate și echipa arată altfel în acest moment. Și hai să vorbim mai mult despre challenge-ul de la final. După ce vom completa toate cele 10 skill challenge-uri, va trebui să jucăm un match cu echipa finală și dacă nu câștigăm meciul, nu numai că îl punem la risc pe Ronaldinho, dar vom deschide și un 84+30 și îi vom da discard. Aoleu. Primul skill mai dificil, Bolasi Flick. Următorul adversar m-a mandat skip din greșeală, fata Army PSV și a dat și el skip, dar să sperăm că reușim să câștigăm. Am văzut că l-are pe Ginola acolo. Ce ne-am putea întoarce să facem Bolasi Flick. Bolasi Flick ne este flicul și ne blochează Martial acolo. Nu se poate. Nu ne lasă să intrăm în careu. Încercăm un Bolasi Flick de aici. Cred că e prea departe. De ce am încercat acest Bolasi Flick? Doamne ferește. Fază foarte bună pentru Dinho. Dinho în careu. Aici, aici e foarte bună. Bolasi Flick și ne blochează Roberto Carlos. Îi dăm victoria adversarului și făcând puțin research, nu există fundaș central cu o singură stea la skill. De cel mai low rated este Li Peignan, un jucător de 48 overall cu 2 stele skill move, care intră în echipa noastră. Poate am greșit că n-am făcut upgrade mai repede la fundaș. Miau. Mai departe avem cel mai OP skill din FIFA 23, Stepovers. Parma Calcio, Musiala, Mertens, De Bruyne, Haaland, echipă dificilă. Neymar pentru Ronaldinho, Ronaldinho bicicletă foarte bine, trece acolo Ronaldinho, trage și golaso din prima. Golaso cu Dinho și challenge completed. Următorul upgrade va fi tot la mijlocul terenului, așa că Jair de la Petrolul va fi trimis acasă și jucătorul de 5 stele care va intra în echipă este nimeni altul decât Xavi Alonso, care și el are un SBC Cover Star senzațional. Al șaptelea skill este Elastico. Jucăm cu Dresden SC, care are o echipă bună, însă defensiva cam slăbuță, zic eu. Și deși am zis că e foarte ușor, abia în minutul 55 am reușit să facem Elastico. Ronaldinho avansează cu balonul acolo, Elastico foarte bine trecând un adversar, trage Ronaldinho și golaso! Prima încercare, culmea că este prima încercare în a doua repriză.
echipă bună, însă defensiva cam slăbuță, zic eu. Mă bucur pentru el că a murit. Și domnul Hernandez va părăsi echipa și pe această poziție de striker o să-l folosim pe Sineguvu Futis. Miau. Continuăm cu al 8-lea skill, heel flick turn. Hai să dăm un adversar destul de ușor, având în vedere că trebuie să facem heel flick turn. Hai să înguvute, să așteptăm pe Dinho, pasă pentru Dinho, ne este skill flick-ul și blocat. Centrare foarte bună pentru Dinho, nu știu dacă putem să-l facem aici, să vedem, încercăm skill flick-ul și ne blochează din nou fundașul. Doamne, de ce l-am încercat? Mai avem o singură încercare. La faza asta trebuie să ne iasă neapărat. Ronaldinho face skill-ul foarte bine și golaso! Reușim la a treia încercare, doamne, super greu. N-am înțeles ce a făcut adversarul, dar o cotează, jamboxează. Trebuie neapărat să mergem pe un upgrade în defensivă. Așa că David Sousa iese din echipă. Iar aici nu avem foarte multe variante de fundaș cu 5 stele skill move, însă un jucător pe care vreau să-l încerc neapărat este Guendouzi Shapeshifter, care culmea are 5 cu 5. Aoleu. Penultimul skill challenge, nu putea să lipsească Braziliana. Întâlnim Real Madrid la Braziliana aici și da, are echipă decentă. Savic pentru Ronaldinho, Elastico și acum Braziliana iese portarul și reține. U este acolo, pasă foarte bună pentru Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Braziliana, de ce am tras de acolo, doamne, că era imposibil să intre. Mai avem o singură încercare. Mingea recuperată de Guvu, pasă pentru Ronaldinho, Braziliana foarte bine, scoate din marcaj acolo, șut și golaso! Ce fază! Ronaldinho marchează! 3 din 3. Următorul upgrade de 5 stele skill move va fi pe right winger în atac, așa că Mateo se va duce frumos la Cârciuma din Constanța, iar locul său va intra un card Futis și anume Rodrigo, care este excepțional. Miau. Și în cele din urmă, ultimul skill challenge, poate cel mai greu, sombrero flick. Ultimul challenge este cu Paris Saint-Germain și echipă demențială cu Ronaldo, Zidane, doamne, o să fie greu. Vedem Neymar pentru Guvu, Guvu la Ronaldinho, Ronaldinho. I-a dat un fake acolo foarte bine, face sombrero flick, Ronaldinho se întoarce foarte bine și golaso! Nu pot să cred că ne iese cel mai greu challenge din prima. Și adversarul pune pauză. Iese adversarul din meci, nici măcar n-a apucat să-i dăm cadou meciul. Genial, Ronaldinho. Ultimul upgrade, fundașul dreapta, Luca Suarez iese din echipă și va fi înlocuit de nimeni altul, Santa Claus Futis Premium, care apropo face o treabă senzațională acolo în dreapta. Și trebuie să recunosc că nu mă așteptam să completăm 9 din 10 challenge-uri, însă greul acum începe. Fiindcă miza finală este să câștigăm un meci cu această echipă, dacă nu Ronaldinho pleacă la un SBC și dăm discard la tot acel pack de 84-30. Ladies and gentlemen, it's match day. Meciul final, jucăm cu domnul Phoenix, să vedem ce echipă are domnul Phoenix, care a pus pauză deja, sper să nu iasă, și echipa este slăbuță. Rodrigo, centrare pentru Guvu, foarte bine se întoarce cu fundașul acolo, Guvu pentru Dinho, 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 golaso! Ronaldinho, 1-0. Și deși am avut foarte multe ocazii, ce se întâmplă de obicei în FIFA când ai ocazii și nu marchezi? Nu se poate, Dinho, cum a pierdut balonul acolo, Ginola, Ginola pentru Van Persie, trage Van Persie și marchează la primul șut pe poartă. Neymar pentru Dinho și golaso, dai offside. Nu se poate, mamă, cât ghinion avem meciul ăsta. Din păcate, ce greșeală face Guvu, 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 Guvu. Nu se poate, doamne, Guvu. Guvu la Ronaldinho, să vedem, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Continuă Ronaldinho și golaso. Cine ne câștigă acest meci? Ronaldinho, 2-1, minutul 72. Minge câștigată foarte bine de Alonso aici. Apasă pentru Dinho din prima, pentru Rodrigo, Rodrigo. Continuă Rodrigo, trage Rodrigo și golaso. Și un mare celebration time. 3-1 și nu mai avem emoții. Scoate portarul, clar este frustrat adversarul, l-avem liber pe bara a doua pe Xabi Alonso, 4-1, challenge completed. Hai să vedem cine dă cadou EA Sports pentru această victorie senzațională. Avem un team of the season, German CDM, e vorba de Kimmich de 96, mamă ce ratinguri, o grămadă de team of the season pe pagina a doua și 6 shapeshifteri, putea să fie și un Futis, dar important că îl păstrăm pe Ronaldinho. Și dacă ți-a plăcut acest clip, atunci cu siguranță o să-ți placă și acesta, în care construim echipa lui Leon Goretzka cu player pick-uri.